Dumnezeu Tatăl, care a trimis pe Fiul Său în lume pentru a supunându-se legilor să deschide nouă tuturor legea cea nouă, legea intrării în poporul ales prin credință, prin Harul Spiritului Sfânt, prin botez. Amin. Cu cei credinței Domnului celebran, sunt niște vicioși, iată-ne în prima zi a anului 2011. În general, Biserica deschide anul, după cum bine știți, în luna septembrie, anul liturgic. Anul calendaristic, respectiv luna ianuarie, începe întotdeauna cu sărbătoarea Trăierii în trup a Domnului nostru Iisus Hristos, pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, Episcopul Cesareei din Capadocia, la care s-a adăugat în Biserica Catolică, din care facem parte și noi, Ziua Mondială a Păcii, o inițiativă a Papei Paul al VI-lea. Încercăm să facem o scurtă referire la aceste trei motive de bucurie la această celebrare liturgică, întâia din anul 2011. În primul rând, sărbătoarea pe care Biserica o celebrează astăzi, în ritul bizantin, care ne aduce aminte că după momentul nașterii Mântuitorului după trup, familia smerită fecioară Maria, dreptul Iosif și pruncul divin au rămas în continuare la Betlehem, pentru că la 8 zile, conform legii vechi, trebuiau să împlinească rânduiala rituală a tăierii în trup a Mântuitorului și punerea numelui. Acest semn este, de fapt, semnul unui legământ pe care Dumnezeu îl încheie cu Avraam, după cum vă aduceți aminte din Cartea Genezei, afacerii. Această legătură dintre om și Dumnezeu lasă și un semn în trupul omului. Pentru ca o persoană să poată face parte din poporul ales de atunci și până astăzi, este nevoie să poarte acest semn în trup. În cultul iudaic și astăzi acest ritual este valabil, valid. De aceea, nimeni nu poate face parte din poporul ales după concepția iudaică, dacă nu este un fiu al lui Avraam, dacă nu poartă în trup acest semn al legământului lui Avraam. Pentru noi creștini însă, așa cum frumos ne spune Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Coloseni, pe care am ascultat-o astăzi, este un alt semn. Nu mai este acest semn în trup. Pentru noi, semnul intrării în poporul ales este semnul învierii, semnul morții și învierii lui Hristos, prin scufundarea rituală în apele morții și ridicarea înălțarea spre viață. Este sacramentul botezului, acela prin care cu toții am intrat în noul popor ales al Noului Testament prin moartea și învierea Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și totuși, Maria și Iosif își duc pruncul și îl supun acestui ritual
deși amândoi știau din revelația divină a Îngerului că pruncul lor nu are nevoie să facă parte din poporul ales. El este însuși Dumnezeu, om adevărat și Dumnezeu adevărat. Acesta este modelul micii comunități consacrate, familia din Nazaret. Ea se supune atât legilor civile, cât și legilor tradiției religioase, rămânând însă cu toții atenți și vigilenți la Cuvântul lui Dumnezeu, oricând acest cuvânt le este revelat. De fapt, vor înțelege în acel moment al pelerinajului la Ierusalim că ei, părinții, de acum înainte, trebuie să țină cont mai mult și de autoritatea Tatălui Ceresc direct asupra pruncului lor. Pentru tânărul de 12 ani, este o surpriză faptul că părinții lui nu au aceeași percepție asupra voinței lui Dumnezeu cum are el însuși. Rămâne în templu tocmai pentru că acea voce a Tatălui îi cere să rămână acolo. Este uimit pentru că el crede că și părinții lui au perceput aceeași voce a Tatălui. Nu este însă așa, pentru că Iisus are o percepție cu totul specială a tot ceea ce este legat de Tatăl Său Ceresc, inclusiv cultul care se aducea atunci în templul din Ierusalim. Pentru el, cuvântul întrupat, a ascultat cuvântul Scripturii pe care el l-a primit și mai mult, el a fost cel prin care toate s-au creat, este o bucurie a rămâne acolo unde cuvântul lui Dumnezeu se discuta în templu. Aceasta însă este greu de înțeles pentru părinții lui. În pofida tuturor dificultăților pe care această familie modestă din Galileea le-a avut de îndurat, persecuția, exilul, călătoriile lungi, a rămas o familie unită în credință, a rămas o familie în armonie, în echilibru și în stabilitate, împărtășind cu bucurie ceea ce Bunul Dumnezeu le descoperea, fiind cu grijă și atenție unul față de celălalt și căutând cu adevărat fericirea celuilalt. Frumoase principii ale unei comunități, putem spune, de viață consacrată, pentru că fiecare dintre aceste trei persoane erau persoane consacrate. Toate doreau să primească voința lui Dumnezeu. Prin aceasta putem spune că familia din Nazaret este una dintre primele comunități de persoane consacrate. De fapt, Marele Vasilie, arătătorul celor cerești, cel numit cu nume de împărăție, pe care astăzi Biserica celebrează, nu face niciodată o separație între îndatoririle familiilor și a comunităților consacrate. Pentru el, diferența cea mai mare este aceea a celor botezați și a celor nebotezați, considerând că toți cei care sunt botezați au aceste îndatoriri.
a căuta voința lui Dumnezeu, a căuta să aprofundeze cunoașterea lui Dumnezeu și a împlini Sfânta Scriptură. La fundamentul comunităților basiliene există o unică regulă, este Sfânta Scriptură. Sfântul Vasile nu a dorit și nu și-a propus să scrie reguli. Mai târziu, comunitățile au adunat gândurile sale, comentariile sale despre Sfânta Scriptură, care, sigur, răspund unor întrebări practice, le-au adunat în culegeri de reguli. El nu a dorit așa ceva, nu a căutat așa ceva. De asemenea, se spune că Sfântul Vasile cel Mare este întemeietorul comunităților cenobitice, nu și-a propus nici așa ceva. După convertirea sa, Sfântul Vasile cel Mare a mers în acele locuri care erau cunoscute ca și nuclee de viață spirituală. A cunoscut și viața comunitară atât cât era în vremea aceea, secolului al IV-lea creștin. A cunoscut însă și viața solitară, anahoretică, eremitică, a pusnicilor. Și explică în scrierile sale avantajele vieții comunitare, spunând: atunci când monahul este singur, nu are pe nimeni pentru a cunoaște dacă este sau nu în virtute, dacă a făcut sau nu un progres pe plan spiritual. Nu are pe nimeni să-l umilească, nu are pe nimeni să-l corecteze, nu are pe nimeni să-i pună voința la încercare. Pentru că, de fapt, tocmai acela de lângă noi, care ne deranjează, care uneori ne umilește, care uneori ne zdrobește, acela este condiția simțirii noastre. Sfântul Vasile cel Mare înțelege avantajele comunității, a căutării împreună acelui chip al lui Hristos, a cunoașterii profunde al lui Hristos, totul însă făcut după legea supremă, Sfânta Scriptură, citită, meditată și trăită mai cu seamă. El vorbește despre armonia, pacea, simplitatea, transparența, bucuria din aceste comunități. Asemănător acelei familii de persoane consacrate din Nazaret și membrii comunităților basiliene, trebuie să se ajute unul pe celălalt, să se îngrijească unul pe celălalt, pentru ca toți împreună să poată procede înainte pe drumul mântuirii. Un frumos ideal de unitate, un frumos ideal de pace în această zi pe care Biserica Catolică o dedică pe plan universal păcii.